Un echipaj de jandarmerie a surprins marți dimineață pe malul râului Suceava, în apropierea localității Dărmănești, doi bărbați care pescuiau folosind unelte interzise de lege. Cei doi pescari din comuna Todirești, cu vârste de 43 și 45 de ani, foloseau o plasă monofilament cu dimensiunea de 15 metri. Pentru că fapta celor doi bărbați este susceptibilă de a fi infracțiune prevăzută și sancționată de legea privind pescuitul și acvacultura, persoanele în cauză și materialele folosite pentru săvârșirea infracțiunii au fost predate secției de poliție Dărmănești. Față de cele două persoane a fost deschis dosar penal, iar cercetările au fost preluate de polițiști.